Bună ziua, stimați reprezentanți ai instituțiilor media, stimați cetățeni. Ați urmărit aseară acest spectacol în Parlament, care a provocat foarte multă scârbă și dezgust. Cele mai importante documente ale țării, politica bugetar-fiscală și bugetele, au fost votate în mare grabă, spre seară, deși biroul permanent înainte de aceasta ne anunțase că aceste proiecte vor fi dezbătute în Parlament în ziua de joi și în ziua de vineri. Dar cred că știți că hoțul celă care a furat ceva s-a uitat prin părți și a constatat că nu l-a văzut nimeni și fură mai departe. Au votat ieri, după plecarea noastră din Parlament, au văzut că merge și au hotărât să meargă până la capăt. Cu regret, această monstruoasă coaliție și-a dus o parte din plan până la capăt. De ce o parte din plan? Pentru că planul lor, de fapt, țintește spre configurația următorului Parlament. Din punctul nostru de vedere, s-au călcat toate liniile roșii. Tocmai când credeam că mai rău nu se poate și că mai jos această coaliție nu poate cădea, această coaliție ne-a surprins din nou. De fapt, aseară au fost împărțiți banii, schemele au fost aprobate și interesele lor au fost aranjate. Îmi este sincer rușine față de cetățeni pentru ceea ce s-a întâmplat în Parlament și pentru modul de cum a degradat forul suprem legislativ. Și de acest lucru se fac vinoveți cei care conduc acest for. Partidul Democrat a părăsit ședința Parlamentului pentru că nu am vrut să fim spectatori acestui show regizat. În Parlament, de fapt, acum avem un spectacol. Și regizorul, din punctul meu de vedere, și-a scos actorii în scenă și fiecare își joacă rolul cuviincios. Și dacă în scenariu este scris să facă coaliție, dar public să nege acest lucru, zis și făcut, așa s-a întâmplat. Noi nu am putut să stăm și să asistăm la aceste metode banditești prin care își bat joc de țară și de moldoveni. Semnătura acestui spectacol, de fapt, ne este tuturor foarte clară, astfel cum nu putem confunda filmele lui Spielberg, Tarkovski sau Tarantino, pentru că imediat se vede semnătura regizorului. Eu cred că și ceea ce se întâmplă acum în politică, pentru toată lumea este foarte clar. Dar vreau pe această cale să aduc niște clarificări pentru cetățeni în primul rând. Ce se întâmplă, de fapt, acum în Republica Moldova? Dragi cetățeni, Dodon și Șor au intrat în campanie electorală și acum nu se întâmplă altceva decât pregătirea terenului pentru a intra în alegerile anticipate parlamentare. Și aici vreau să scot în evidență câteva elemente distincte. Care este acest plan de fapt? 1. Să fie aprobate niște proiecte de legi pentru PSRM, care din punctul lor de vedere vor consolida electoratul lor. De aceea s-a mers cu proiectul de lege care privește statutul limbii ruse, s-a revenit la propaganda rusească la televiziune, prospectele medicale scrise și în limba rusă, s-au aprobat legile care țin de statutul special al Găgăuziei, s-a încercat să se dezbine societatea iarăși cu Ziua Victoriei
și ziua de 8 mai să fie sărbătorită ziua Europei. Mie îmi pare rău să constat naivitatea de care dau dovadă socialiștii, dacă ei consideră că la prezidențiale oamenii nu i-au votat pentru că limba rusă nu avea statutul potrivit sau pentru că ziua Europei era sărbătorită pe 9 mai. PSRM a pierdut alegerile din cauza gestionării proaste a lucrurilor, din cauza schemelor mână în mână cu bandiții, din cauza discursului agresiv și orgolios și din cauza înțelegerilor ascunse cu hoții de miliarde. Doi proiecte pentru campanie care să-l ajute pe Șor și echipa nouă creată pentru Moldova. Farmacii ambulante. Este evident că unul din elementele de forță pe care le-a folosit Șor în toate campaniile electorale au fost magazinele sociale, unde se vând produse mai ieftine, chiar dacă cu toții cunoaștem că sunt de o calitate foarte proastă. Acum se trece și la farmacii ambulante pentru a oferi oamenilor medicamente mai ieftine, dar de calitate proastă. Și în acest sens au fost adoptate și alte proiecte de legi, precum sunt cele care permit să intre în piață medicamentele neautorizate, asta anume pentru farmaciile ambulante. Pe de altă parte, vom avea o scumpire a medicamentelor fără prescripție. S-a votat și așa un proiect de lege ieri, astfel oamenii să se bucure de medicamentele mai ieftine care le va da Șor prin intermediul farmaciilor ambulante. Și desigur că o altă latură puternică a lui Șor este oferirea show-urilor, precum este cel de la Orhei Land, și a primit cadou acum și stadionul Republican pentru Moldova Land. Hoții de miliarde și transfugii trebuiau și ei cumva răsplătiți pentru buna credință, dar de fapt nu a fost altceva decât punerea în aplicare a înțelegerilor pe care le-au avut. 3. Pentru campania electorală este nevoie de bani. Și aici a fost un punct comun pentru Șor și Dodon. Unul din ele despre care voi vorbi pe scurt este cel care le permite să producă așa numitele sigarilos și să nu plătească accize la nivelul respectiv, astfel cel puțin câștigând sau fraudând statul de 160 de milioane și îmi pare rău că guvernul nu a spus de fapt foarte clar și nu a dat un răspuns sau o calificare amendamentului cu care am venit. Și alte scheme sunt introduse care se vor respecta reciproc și îi vor ajuta să aibă în campanie foarte mulți bani. Și 4. O parte a acestui plan este destabilizarea financiară a țării. Pentru că, așa cum au repetat de multe ori, după 24 decembrie, responsabilitatea în această țară va fi pusă pe umerii președintelui ales, doamna Maia Sandu. Logica este următoarea: cu cât mai rău în țară, cu atât mai bine pentru ei, ca să poată arăta cu degetul spre președintele ales. De aceea s-a venit cu legea, așa numită lege a miliardului, cu anularea acestei legi, mai bine zis. Acest lucru nu va face altceva decât va duce la creșterea prețurilor prin inflație după emisie suplimentară de monedă a Băncii Naționale, a unor lovituri grave pe economie, pentru că nu vom putea reacționa la șocuri, pentru că Banca Națională a fost lipsită de aceste amortizare și, în final, oamenii care au venituri mai mici vor avea de suferit mai tare. Slăbirea Băncii Naționale a fost un scop al lor,
pentru ca să rupă toate relațiile cu partenerii noștri de dezvoltare. Este foarte clar că anularea acestei legi înseamnă un blocaj cu Fondul Monetar Internațional. Neavând o relație cu Fondul Monetar Internațional, înseamnă că nu avem acces în general la finanțare externă. Anularea reformei pensiilor. Este dureros când mint cu nerușinare cetățenii. Această reformă a fost una foarte importantă și a dus la o readucere a echității pentru pensionari. Toți cei care se pensionează astăzi în conformitate cu noua lege au pensii mult mai mari. Ceea ce s-a întâmplat ieri este, ca și cum să vă spun, sunt criminali din ăștia care otrăvesc câinii, oferindu-le o bucată de carne otrăvită și bietul animal nu știe ce este și se aruncă spre această bucată de carne. Asta au făcut ieri socialiștii împreună cu Șor. Parcă au oferit un motiv de bucurie prin micșorarea vârstei de pensionare. Într-adevăr, în realitate, de fapt, aceasta va duce la falimentul sistemului de pensii sau oamenii care vor ieși la pensie, poate puțin mai devreme decât este stabilit în actualul proiect de lege, în actuala lege, dar cu pensii mult mai mici. În concluzie, noi am semnat o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern, ca ei să plece cât mai rapid, ajunge câte daune a făcut în ultimele câteva săptămâni această coaliție împreună cu guvernul. Creșterea prețurilor, scumpirea medicamentelor, pensii mai mici, dezbinarea societății, destabilizarea financiară, Republica Moldova rămâne fără bani și izolare internațională. Pe scurt, acest plan arată în felul următor. Proiecte aprobate pentru campania electorală a socialiștilor, proiecte aprobate pentru campania electorală a lui Șor, proiecte aprobate pentru a le asigura schemele pentru finanțarea acestor două formațiuni în campanie electorală și destabilizarea financiară a țării, ceea ce ar însemna că vor arăta cu degetul și vor pune responsabilitatea pe președintele nou ales. Și în final, noi considerăm aceste acțiuni ca unele premeditate de destabilizare financiară a țării. Poate ei privesc acest lucru ca o partidă foarte sofisticată de șah, dar noi le calificăm ca o crimă împotriva propriei țări și propriilor cetățeni. E o crimă pentru că pe timp de pandemie, când este nevoie urgentă de bani prin aceste acțiuni, ei premeditat lasă țara fără bani. Vă mulțumesc mult!